Bună tuturor! Bun venit la o lecție de desen de-a lui Sam! Azi, Sam și cu mine vă vom povesti despre tehnici simple cu acuarele! Bună! Da, sunt multe căi distractive de a folosi acuarelele și azi vă voi arăta 8 dintre tehnicile mele preferate. Partea bună e că sunt perfecte pentru începători sau orice alt nivel de pricepere. Puteți încerca una sau două dintre aceste idei sau vă puteți face propria foaie cu toate tehnicile. Am folosit un creion și o riglă ca să măsor 8 dreptunghiuri pe foaia mea cu acuarele. Apoi am denumit fiecare chenar conform tehnicii ca să știm care e care. E o idee bună să lăsați fiecare chenar să se usuce total până să treceți la o nouă tehnică. Puteți chiar să folosiți un uscător. Ești entuziasmată? Eu clar sunt! Prieteni, ce fel de vopsea vă place să folosiți? Scrieți-ne mai jos în comentarii! Prima tehnică implică acuarelele și sarea. Poftim niște sare! Mersi, mă apuc! Întâi, trebuie să acoperiți zona selectată cu ce culori vreți. O să iau două culori, albastru și bleu. Așa, cu cât folosiți mai multă apă când colorați, cu atât va fi mai interesant efectul, așa că nu fiți timizi cu ea! Apoi, trebuie să presărați rapid desenul cu sare. Cred că ajunge! Și lăsați-l să se usuce! Așa, să vedem! Trebuie să îndepărtăm sarea cu grijă! Așa, dăm la o parte excesul! Uitați ce neobișnuit arată! Și e foarte simplu! Oh, e tehnica mea preferată! A doua tehnică! Să colorăm următorul chenar! Și vom folosi iar multă apă! Poftim următorul instrument! Da, Semi, mersi! Vom lua un șervețel și îl vom mototoli bine! Acum trebuie să-l punem peste chenarul nostru colorat și îl presăm ușor cu mâinile. Acum lăsăm vopseaua să se usuce nițel, dar nu-l lăsați prea mult sau șervețelul se va lipi. Cred că e gata! Cu grijă acum! Gata! Wow! E doar un șervețel, dar lasă modele așa frumoase! Pentru a treia tehnică, folosim alcool. Îl am aici! Trebuie să ne acoperim chenarul cu acuarele. Să luăm culorile astea intense. Ador să pictez cu acuarele. Acum e timpul pentru niște magie. Luăm un bețișor de urechi și îl înmuiem în alcool. Trebuie să picurați alcool peste acuarele și veți obține aceste modele uimitoare. Și încă puțin. Gata! Prieteni, dacă vi se pare și vouă că seamănă cu o galaxie, dați-ne un like! Trecem mai departe! Pentru a patra tehnică, o să folosesc un creion alb. Întâi, trebuie să desenez un model cu un creion. Un creion alb pe hârtie albă? Da! Nu e ușor, dar dacă înclinați hârtia nițel, vă veți putea vedea desenul! Așa! Acum acuarelele! Vom acoperi desenul cerat. Vedeți? Începe să se ivească. Ceara respinge acuarelele și foaia rămâne albă de desubt. Suzy, tehnica asta e preferata mea! Ești sigur? Nu prima? Nu știu, totul e așa frumos. Poate deveni și mai drăguț. Vei vedea! Prieteni, mai sunt 4 tehnici. Nu uitați că e mai bine să așteptați să se usuce fiecare desen înainte să treceți la următorul. A cincea tehnică e o stropire distractivă. Tehnica asta e amuzantă, dar faci mizerie. Deci voi acoperi restul foii. Acum voi înmuia pensula în vopsea foarte bine și îmi voi lovi pensula de degete. Grozav! Dar o culoare evident că nu e suficientă. O vom pune și pe asta. Și pe asta! Apoi scoatem hârtia de protecție. Wow! Suzy, arată ca niște cani! Da! A șasea tehnică e efectiv fermecătoare. Îți trebuie ceva special pentru ea? Nu, Semi, doar o pensulă, niște apă și acuarele.
să începem cu nuanța de bază. Aleg galbenul, așa vesel și însorit. Și în timp ce e încă ud, hai să luăm altă culoare, roșu! Și îl picurăm cu grijă de câteva ori pe desenul ud. Avem nevoie de răbdare aici, încetişor. Ah, ca și cum florile de foc înfloresc! Deci, Sammy, poate asta e tehnica ta preferată? Încă două! Pentru a șaptea tehnică, ne trebuie un pic de folie de plastic și niște răbdare. Începem în modul obișnuit. Colorăm chenarul. Hai să luăm câteva culori care se potrivesc. Așa! Acum pun folia cu grijă peste. Folia ar trebui să fie boțită aici. Nu încercați să o îndreptați. Așa! Și acum trebuie să așteptăm cam o oră. A trecut o oră și putem scoate folia de pe desen. Siu! Arată ca un vitraliu! Da, așa e! Prieteni, dați-ne un like dacă sunteți de acord! Ultima tehnică e foarte interesantă. Vom folosi caracterul transparent al acuarelelor. Vom începe cu nuanța cea mai deschisă și vom desena câteva forme. Așa, în tot chenarul. Înainte să trecem la următorul pas, trebuie să lăsăm desenul să se usuce. Hai să repetăm aceleași forme, dar într-o nuanță mai închisă. Așa, să lăsăm iar să se usuce. Și ultima, super aprinsă! Uite! Este un fel de efect tridimensional! Gata! Știu, știu, nu știu! Îmi plac toate! Nu pot să aleg! Atunci nu o face! Poți desena prin fiecare tehnică una după alta! Prieteni, vouă care vă place mai mult? Scrieți-ne în comentarii! Încercați aceste tehnici minunate și creați capodopere în acuarelă! Și abonați-vă la canalul nostru dacă vreți să vedeți mai multe lecții de desen de la Slime! Și prietena lui Sil. Pa, pa! Unde le-am ascuns? Unde s-au dus? Oh, fiu! Aha! Tu pictezi aici, ha? Da, de ce? Păi, vezi tu, voiam și eu să desenez. Ok, ia o pensulă și hai lângă mine. Păi, asta e problema, nu găsesc pensulele. Tu știi unde sunt? Le-am căutat peste tot. De fapt, cred că am o idee. Vino cu mine! Bună, prieteni! Astăzi vom face o pictură neobișnuită. Rezultatul vă va surprinde! Susan, ești sigură că ne trebuie o pânză așa mare? Nu-ți face griji, Sammy. Totul e gândit dinainte. Du-te! Am nevoie de spațiu. Păi, tu știi mai bine. Dar cum pariu că ai nevoie de asta? Mersi! Ajutorul tău vine mereu la momentul potrivit. Iar cele mai importante pentru orice pictură sunt vopselele. Am nevoie și de asta, și de asta. Îmi place să folosesc vopselele acrilice. Da, sunt așa colorate. Ai zis că nu avem nevoie de pensule, așa că am adus niște bețișoare pentru urechi. Într-adevăr, poți desena cu bețișoare de urechi. Ați văzut clipul de pe canalul nostru, prieteni? Vă recomand să-l urmăriți. Credeți-mă, nu veți regreta. Deci, eu le vom folosi sau nu? Da.
De data asta nu vom avea nevoie nici de bețișoare de urechi. Știu, dacă nu avem nevoie de un burete, atunci eu nu știu ce să aduc. Mai gândește-te, Sammy. De pensula asta pentru zugrăvit atunci? Nu, voi desena cu degetele. Chestia cool la vopsea este că poți amesteca orice culoare vrei folosind doar roșu, galben și albastru. Susan, cum rămâne cu protecția? Cred că o să fie vopsea peste tot. Prieteni, dacă nu sunteți siguri că veți avea o mână fermă, atunci ar trebui să vă puneți un șorț. Dar tu vei lucra cu grijă, nu-i așa, Sil? Adevărații meșteri nu au nevoie de protecție. Să începem! Putem lua o doză dublă de vopsea dintr-o singură mișcare. Ingrediente minime și rezultate maxime, nu-i așa, Sil? Corect! Dar dacă trebuie să schimb culoarea, ce faci? Ca întotdeauna, trebuie doar să schimbi pensula. Să desenăm o față, e foarte ușor. Ținând cont de culori, concluzionez că e un papagal arastacojiu. Wow, Sammy, cum ai știut? Sunt impresionată! Sunt plin de surprize, Sil. Poate nu știi asta, însă sunt un observator de păsări experimentat. De unde ai atât de mult timp pentru toate pasiunile tale? Mă pot uita simultan la două lucruri diferite, așa cum poate și un arastacojiu. Wow, mi-ar fi și mie de folos abilitatea asta, când trebuie să-mi fac temele, dar vreau să văd și un film. Prieteni, rămâneți cu noi dacă vreți să aflați ce urmează. Sil, ăsta-i șervețelul meu! Sam o caută pe Sil, terminat! Prieteni, am nevoie de un răspuns, mă auzi? Oh, m-a luat valul, scuze! Oh, prieteni, priviți cât de bine se îmbină aceste două culori împreună! Un mic truc pentru voi, prieteni! Dacă vopseaua este prea groasă, o puteți dilua cu apă. Dar dacă e prea lichidă, o puteți amesteca cu pudră de talc. Și pudră de talc. Ok, am înțeles, trebuie să notez asta. Sammy, poate vrei să încerci și tu? Dar te descurci așa bine acolo. Prieteni, priviți ce mișcări precise. Dacă amestecăm culoarea albastru cu cea albă, vom obține bleu. Asta va adăuga puțin volum și strălucire. Sil, cum ți se pare noua mea imagine? Nu-i așa că iese în evidență? Vrei să faci viața mai colorată din câte văd eu? Mi se pare că mângâi pânza ca și cum ar fi un hamster. Da, cafeluță e îngrijorat că am putea aduce un astfel de papagal acasă. De asta, Sil. Poftim! Mersi! Mereu ai grijă de mine! Ce m-aș face fără tine? Nu vreau ca tabloul nostru să se murdărească, Sil! Oh, serios? Sil, oprește-te! Lăsând gluma la o parte, chiar trebuie să terminăm proiectul ăsta! Ok! Ce-ar fi să adăugăm niște culori închise pe părți, cam așa? Ei bine, Sammy, e doar lut! Poți încerca și tu! Sfânta mozzarella! Cum reușesc să mănânci așa ceva? Sammy, ce tot spui? Lutul nu e comestibil? Dar am citit că papagalii stacoji mănâncă lut! Da, pentru a neutraliza substanțele otrăvitoare din plante. O ferment special pentru asta. Slavă tibidaba că nu sunt un papagal stacojiu atunci! Prieteni, suntem aproape de final. Vom vedea rezultatul foarte curând. Tot ce mai trebuie să facem este să desenăm corpul și coada papagalului. Tehnica este aceeași. Luăm niște vopsea și trasăm ușor. Eu, fă loc și pentru mine. Verific locul ăsta. Sammy, pleacă de aici. Nu înțelegi. Am auzit că trebuie să cumpere o cușcă foarte mare pentru un papagal arastacojiu. Sammy, nu. Am mai discutat despre asta. Nu vom cumpăra un papagal. Dar e așa drăguț. Te rog frumos. Sil, hai să luăm unul. Îi voi desena papagalului nostru o coadă și nu o să mai fi supărat că nu-l avem acasă. Ai dreptate, deja avem multe animale de companie. Nu vreau să fie geloase. Fiu, a fost pe aproape. Sil,
Mariu, știi că sunt multe specii de papagal stacojii și toți sunt foarte colorați? Verde, albastru sau galben cu gâtul albastru. Vreau să-i desenez pe toți! Cred că lui Sammy îi plac mult proiectele cu papagali. Nu-ți face griji, Sammy, acum știi tehnica. Așa că poți desena orice papagal îți dorești. Prieteni, apropo, nu trebuie să faceți totul ca mine. Puteți alege culorile voastre preferate pentru acest proiect. Sunt atât de multe păsări frumoase în lume încât cred că trebuie să facem un program. Să vedem. Ei bine, vom desena pasărea colibri în ziua asta. Aici vom desena o lebădă. Iar în ziua asta, poate o vrabie. Oh, stai! Nu, hai să fie o rață mandarin. Oh, Sammy și imaginația lui bogată. Oh, siu, cum merge pictura? Aproape am terminat. Pun pariu, prieteni, că abia așteptați să vedeți rezultatul final. Cred că roșul o să arate foarte bine pe coadă. Dacă sunteți de acord, dați-ne un like, prieteni. Pictura cu degetele e o modalitate grozavă de a vă petrece timpul cu familia și prietenii. Siu, îmi poți scoase o pălărie? Am nevoie de una. Astăzi e ziua în care te costumezi? Încerc doar să găsesc o ținută potrivită pentru expoziția noastră pariziană. Ce? O expoziție în Paris? Când o să fie? Atunci trebuie să desenăm multe tablouri. Atunci tu te ocupi de tablouri, iar eu aleg ținutele. Între timp ne ocupăm de ultimele detalii. Uite așa. Uhuu! Prieteni, în sfârșit e gata! Sunt așa fericită! Iubesc acest tablou! Prieteni, vreți să vedeți proiectul nostru în toată gloria lui? Atunci urmați-mă! Ei bine, Sammy, e ok așa sau nu? Stai să văd. Nu, cred că trebuie să-l muți puțin mai la stânga. Sau nu, nu știu. Hai să alegem un alt loc. Ok. Cum e acum? Arată bine, dar hai să-l mutăm în alt loc. În alt loc, te rog. Dar acum? Sammy, mi-a obosit mâinile. Să vedem. Sus, e grozav. Asta-i cel mai bun loc dintre toate. În sfârșit! Credeam că nu-l mai atârnăm. Da, pictura noastră e așa cool! M-aș putea uita la papagalul ăsta toată ziua! Te cred, Sammy! A ieșit grozav! Prieteni, dacă vreți să vedeți mai multe clipuri despre pictat, atunci dați-ne un like! Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata noul nostru clip și abonați-vă la canalul nostru! Uh-oh, blochez vederea! Prieteni, ne vedem curând! Pa, pa! Eram eu, roșcățel, o balenă uriașă, un extraterestru, chiar și petișor! Bine, domnule Sammy, tabloul visurilor tale este gata! Poți să arunci o privire! Oh, siu, acest desen e minunat! Exact ca în visul meu, dar... Ce este, Sammy? Nu-ți place? Siu, visul meu era incredibil de luminos și de colorat! Era fantastic! Ei bine, Sammy, te invit la masa noastră de artizanat să adăugăm culoare acestui desen! Siu, oare hamsterii au vise colorate? Nu sunt sigură, Sammy! Salutare, prieteni! Azi Sam a avut un vis interesant, iar noi îl vom face foarte colorat! Poftim, Siu! Mersi, Sammy! Începem conturul din colțul din stânga sus și coborâm constant. Să începem!
lumea visează în culori atât de aprinse ca mine? Nu, Sammy. Se pare că 12% dintre oamenii din lumea noastră au doar vise alb-negru. Am înțeles. Asta înseamnă că în fiecare noapte îi văd un film alb-negru. Sammy, ce părere ai? Ce fel de vise crezi că are roșcățel? Prieteni, eu cred că vă visează pe voi dând like clipurilor noastre. Nu uitați să o faceți de data aceasta! Conturul este gata! Acum folosim puțină magie și începem să colorăm! Hop! Pe această parte vom avea marcare în culori calde. Pac! Și aici avem toate culorile reci. Siu, ce înseamnă culori calde și reci? Toate culorile reci conțin de obicei ceva albastru în ele, în timp ce culorile calde de obicei au ceva galben. Lui Salvador Dalí, nu crezi? Ce gând interesant, Sammy! Cred că dacă Salvador Dalí ar trăi în aceste timpuri, cu siguranță ar desena astfel de picturi. Prieteni, puteți numi acest stil surrealism! Oh, mersi, Sammy! O idee grozavă! Dar nu vrei să-ți aduci tu contribuția la acest desen? Sigur, Siu! Sunt bucuroasă! Particip în acest proces creativ. Dar mai întâi trebuie să mănânc ceva gustos. Nu pot lucra bine fără dulciuri. Arta este mereu uimitoare. Asta a zis marele maestru Sam. Cred că arată cool. Oh, Siu, te-ai întors. Tocmai am terminat aici. Bine lucrat, Sammy! Apropo, am observat că visul tău are multe elemente legate de muzică. Ce crezi că s-a întâmplat? Asta e pentru că nu-mi pot imagina viața fără muzică și dans. Și acum merg spre ringul de dans. Mă bucur, Sammy! Între timp vom continua să-ți colorăm visul. Și gust de bomboane! Nici nu mă miră, Sammy! E din cauza că mănânci prea multe dulciuri! Da! Mai multe dulciuri! Oh, Sammy, micule farsor! Te gândești doar la dulciuri! Da! Pentru că pe
Pentru mine ele reprezintă cea mai bună sursă de inspirație. Ha, nu m-am gândit la asta până acum. Asta este, prieteni! Desenul nostru este gata! Viitoare vom desena mai multe tablouri surrealistice! Semi! Prieteni, dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru dacă v-a plăcut clipul! Pa, pa! Siu, e gravă treaba! Sufrageria noastră are urgent nevoie de un tablou nou și frumos! Și-ți spun cu mândrie că am făcut deja calculele! O să avem nevoie cam de $100.000 pentru noile materiale! Poftim? E hoție! Ce o să cumperi cu banii ăștia? Trebuie să ne luăm un set nou mare de pensule! Nu are cum să fie ieftin, îți dai seama! Nu avem nevoie de pensule noi pentru un tablou minunat! Salutare, dragilor! Prieteni! Azi o să vă uimim! Siu, poftim! Ah, mersi! E fix ce-mi trebuie! Și ce zici de paletă? Știu că e utilă pentru amestecul vopselelor! Și ai dreptate! Dar de data asta o să aplicăm vopselele chiar așa! Sfinte plăcinte! Și abia ne-am apucat, să știi! Dar ce desenăm? Până acum seamănă cu ploaia vopselelor! Îmi place imaginația ta, Vie! Dar de fapt o să fie o pădure fermecată! Cam basme? Sunt atât de entuziasmat! Exact! Dar pădurea noastră o să fie și mai reușită, pentru că e reală, nu e doar o poveste. Acum trebuie să amestecăm culorile cu niște tușe scurte și ferme. Așa! Dragilor, avem multe clipuri despre picturi minunate pe canalul nostru! Și vă recomand cu tărie să le vedeți! Merită! Știu, deci pentru pictura asta ne trebuie o singură pensulă? Adică ai zis că nu o să cumpărăm un set întreg? De fapt, nu e în totalitate adevărat! Ce bine că am găsit câteva pensule vechi în cutiuța noastră cu materiale! Mersi mult! Dragilor, încercați să folosiți cu atenție culorile și să nu faceți mizerie! E foarte simplu dacă schimbați pensulele și le clătiți în apă rece! Siu, dă-te la o parte! O să-mi arăt talentul! Un pic aici, în cotușă și... Ta-dam! E o mare onoare să lucrez cu tine, maestre Samuel! Acum trebuie să ne ocupăm de partea asta. Așa. Eu nu mă înțelege greșit, dar cu zona asta liberă, pădurea fermecată nu pare atât de fermecată. Wow! Sammy, o să rămână liberă dacă o să te mai învârți așa în calea mea. Dragilor, abia aștept să trecem la următoarea etapă. Așa că sper că nu vă supărați dacă grăbim nițel procesul, nu? Așa da. Prieteni, fiți pe fază! Pun pariu că o să vă surprinde rezultatul! Să continuăm, dragilor! Tehnica aplicării în această etapă e un pic diferită, dar e tot foarte simplă. Trebuie doar să tamponăm suprafața cu buretele așa. Și e foarte important să lucrăm pe vopseaua umedă, în felul ăsta. Eu știai că există multe basme în care pădurea fermecată joacă un rol important? Serios? Povestește-ne atunci! Nu, am o idee mai bună! O să-ți dau niște indicii și tu o să ghicești! Sună grozav! Hai să facem! Să înceapă întrebările despre basme! Bine! Uite primul tău indiciu! Stai! O poveste la fel de veche ca timpul! Adevărat poate fi! Știu! E frumoasă și bestia! Castelul bestiei era situat în pădure și tatălui Bel s-a rătăcit acolo la începutul poveștii!
Grozav, fiu, ai ghicit! Ce zici de asta? Te-ai decis să ronțăi ceva semi într-un astfel de moment? Oh, ca de obicei! Greșit! Suzy, ăsta era un alt indiciu! Dacă am înțeles eu bine, e Gingy din Shrek? Nu-i așa? Dar de ce crezi că-l mănânc? E Hansel și Gretel! Oh, nu pot să cred că nu mi-am dat seama! Dragilor, voi vă amintiți povestea asta fraților, captivi în casa unei vrăjitoare făcută din turtă dulce, tort și prăjituri? E palpitantă! Na, 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 sunt o fetiță care poartă scufiță roșie! Poate ai ceva de mâncare? Dar ce voce groasă ai! Ca să te salut mai bine! Dar ce gură mare ai! Ca să te mănânc mai bine! Sammy! După cum ați ghicit, probabil eu și Sammy am interpretat o scenă din Scufița Roșie. Și a fost super! Între timp, aproape am terminat de făcut copacii, ne mai trebuie câteva ramuri. Ce-i aia? Oh, Sammy! Stai, e un alt indiciu? Sammy! Ce altceva ar putea fi? Chiar credeai că te-aș întrerupe fără motiv? Am o bănuială. Săgeata aia are de face cu Robin Hood? Și asta e cea de-a patra poveste! Exact! Hei, tocmai mi-am dat seama că am terminat această etapă! Și arată grozav! Sunteți de acord, prieteni? Dacă da, nu uitați să ne dați un like! Oh, nu! Unde sunt toate chestiile? Țin minte clar că erau aici! Nu-i așa că asta căutai! Ah, ești salvatorul meu! Mersi! Dragilor, acum pădurea noastră pare cam mohorâtă. Hai să o facem să înflorească! Pentru ultima etapă trebuie să prindeți niște bețișoare de urechi cu un elastic din cauciuc ca să faceți acest buchet ciudățel. O să-l înmuiem în vopsea și o să facem țac, țac, țac! Așa! Ce-ar fi dacă... Da, e o idee grozavă! Trebuie să notez ca să nu uit! Sammy, ce faci? O nouă listă cu obiectele necesare pentru DIY-urile noastre? Nu! Pictura noastră m-a inspirat să-mi creez propriul basm! Serios? Abia aștept să-l aud! Dă-ne niște detalii! Dragilor, sunteți și voi interesați? Atunci dați-ne un like! N-am terminat încă, dar ok! Este o poveste despre un slime foarte cool! Este prieten cu toate animalele și adoră artizanatul! Stai să ghicesc! Numele lui e Sam, nu-i așa? Uf, de unde ai știut? Pot să-ți citesc gândurile! Dar pădurea cum e? Păi, el se întâlnește cu niște creaturi fantastice care trec prin pădure cu... cu mult curaj! Ok, Sammy, mi se pare mie sau lipsește un personaj din povestea ta? Poate o prietenă umană? Ah, da, normal! Aproape că uitasem să o menționez! E foarte deșteaptă și bună și efectiv grozavă! Și o cheamă Sue, evident! Sammy, se pare că basmul tău seamănă cu viața noastră reală! Poate! Ce să fac dacă viața noastră e ca un basm minunat? Cu cea mai bună prietenă, totul e de vis! Oh, Sammy, ești atât de drăgălaș! Sunt atât de norocoasă că te am lângă mine! Între timp, ne apropiem de final! Hai să mai adăugăm câteva detalii ca să întregim imaginea! De cât timp mai ai nevoie? M-am săturat să aștept. Ai răbdare, Sammy. Știi vorba aia veche? Lucrurile bune li se întâmplă celor care așteaptă. Și am terminat. Wow! Prieteni, ia uitați! E efectiv măreață! Da, cred că pictura asta o să fie una dintre preferatele mele. Și e atât de ușor de făcut. Uneori, mai puține eforturi pot duce la un rezultat grozav. Ca azi! Dragilor, hai să mai privim nițel pictura noastră minunată în toată splendoarea ei! Sammy, e atât de flatant să aud asta! Știi că eu mereu judec sincer și fără prejudecăți DIY-urile? Sunt un mare artist, ai uitat? Așa că sunt un critic competent în domeniul ăsta! Bine, nu o să te contrazic! E super dacă îmi pun tabloul ăsta în camera mea? Pot chiar să te ajut să-l agăți oriunde vrei! O să-l privesc înainte să adorm, ca să visez frumos! Dragilor, dacă v-a plăcut DIY-ul nostru de azi, dați-ne multe like-uri!
apăsați clopoțelul ca să nu ratați nimic. Și abonați-vă la canalul nostru, pa, pa! Salutare, prieteni! Sunteți pregătiți să vedeți ceva absolut incredibil! Vă prezint un super instrument universal! O să vă fac adita și albi să strălucească de-a dreptul! Stați să vă demonstrez! Ce se întâmplă aici? Sammy, asta e noua mea periuță de dinți? Mi-am cumpărat-o ieri! Ce? Unde plecați? Toate potențialele mele cliente au dispărut! Ce ai aici? O pânză neagră, o periuță de dinți? De fapt, s-ar putea să fie interesant! Interesant? Și eu nu înțeleg, spune! Hop! Bună tuturor! N-am mai desenat de ceva vreme, nu-i așa? Acest clip o să le placă mai ales celor care au și o periuță de dinți stricată ca mine acum! Mersi, Sammy! Serios, Susie! Mereu îmi critici ideile de afaceri! Și tu mi-ai mereu lucrurile fără să mă întrebi! Asta! Hai să adăugăm câteva picături de violet acum! Hop! În locul ăsta lipsește clar luminozitatea și aici la fel. Seamănă oarecum cu o pastă de dinți. M-am prins! Și eu vom picta cu o periuță de dinți în loc de pensulă, nu? Corect! Dar asta nu e tot. Și acum privește cu atenție pentru că nu vom mai putea repeta asta. Wow, e de nota 10, știu, dar pun pariu că putem repeta. Bine! Oh, ce slime isteți ești, Sammy! Acum trebuie să nivelăm stratul de vopsea, uite așa! Stai! Vreau să încerc să fac și eu asta! Te rog! Să frecăm aici! Încă puțin! E distractiv! Stai să te pictez și pe tine, Susie! Oh, se micitează! Mai folosim vopsea să mai luminăm pe aici, pe acolo și ca să adăugăm câteva accente. Principalul lucru este să pictăm uniform peste această parte a pânzei. Știi, nu pricep ce desenăm mai exact. Ceva abstract? Ai răbdare! În curând vei ști totul! Se pare că ceva multicolor curge de sus! M-am prins! E o ploaie curcubeu! Haide, mai Sam! Deși ai dreptate și chiar e apă în imaginea asta! O să fie o mare adâncă și frumoasă, iar pe malul acestei mări a crescut... E o junglă colorată și nimeni nu știe cine locuiește în desișul ei! Dar eu îi voi învinge! Oh! Nu mai distrage atenția! Și acum trebuie să facem niște tușe orizontale așa! Mai facem câteva mișcări delicate și nu ne mai trebuie o periuță de dinți! Și apoi ce? O să pictăm plictisitor cu o pensulă? N-aș spune asta! Exact ce ne trebuia! Și acum partea distractivă! Mă consideră un adevărat artisan! Sunt regele ritmului slime! Când la maracas fac cic-cic-bum! Încă puțin și se termină etapa asta! Serios? Arată-mi ce a ieșit! 3, 2, 1! Acum avem apă, pământ și cer înstelat! Să continuăm! Susie? Alo? Unde ești? Siu, unde te-ai dus? Alo? Unde ești? Susan! Aici erai? M-am dus să iau niște bandă de mascare! Cu ajutorul ei vom obține o linie a orizontului frumoasă și dreaptă! Așa! Floare la ureche! Dă-mi aia! Poftim! Nu așa! Avem nevoie de Samuel Magnific! Ulala! Acum o să vă arăt cum se face! Monsieur Magnific știe cum să deseneze asta! Upsi! Scuze, Susie! Samuel Magnific nu e în formă azi! Stai liniștit! Niciunul dintre voi nu ne-a stricat tabloul! Și printr-o mișcare ușoară... Hopa! Ce ușurare! Dați-ne un like dacă sunteți de acord, prieteni!
Și continuăm să lucrăm cu vopsea neagră. Evident că e noapte aici în tablou și în întuneric multe obiecte par negre. Ce? Mai întâi o periuță de dinți, acum un burete. Ne mai rămas ceva în baie? Important este că vom avea acest tablou minunat. Apropo, încă nu mi-ai spus ce anume desenăm aici. Acum desenez o bărcuță drăguță. Hai să adăugăm umbra ei pe apă, așa. Nu e greu deloc. Susan, nu mai evita răspunsul. Oh, nu! Acum sigur am stricat tabloul. Sammy, ar trebui să fii mai atent. Slavă Tibidaba, știu cum să rezolv situația și de data asta. Dacă știi ce să desenezi, te-aș ajuta. Bine, o să-ți spun. Serios? Splendoarea asta multicoloră este de fapt un oraș, cu multe clădiri înalte, cu numeroase etaje. Iar acest zgârie nori roz este cel mai înalt dintre ele. Aha! Să-i spunem zgârie norii lui Sam. Ce? Sună grozav, nu-i așa? Atunci poți să-i desenezi ferestrele. Ia uite, trebuie doar să faci niște tușe orizontale. Și ca să diferențiezi clădirile, poți să faci asta. Nu învăța un maestru, Susie. Dețin acest zgârie nori. O să găsesc o soluție. Nimeni nu se îndoiește de asta. Și o ușă. Sammy, cum stau lucrurile în partea cealaltă a imaginii? Ei bine, dar eu nu sunt atâtea ferestre. Vai, sărmanul de el! Atunci anunț o scurtă pauză. 1, 2, 3 și 1, 2. 1, 2, 3. Hei, Sammy, ce mai faci acolo? Știi, mă uitam pe fereastra din camera mea și mi-am dat seama. Nu sunt multe clădiri înalte în orașul nostru. Păi, cine ți-a spus că desenez orașul nostru? Poate că aici aș vrea să locuiesc. Sau poate că e un loc fabulos care încă nu există. Fabulos, zici? Ah, ce frumos ar fi! Cumpără o periuță de dinți. A fost doar în imaginația mea. Ce? Un vis nepotrivit, nu? Da, hai să ne grăbim, Sue, ca să nu mai visez și altceva. Orice ca să te fac fericit. Grozav! Mai trebuie doar să adăugăm câteva mici detalii. Așa o să pară că tabloul radiază. O să adăugăm astfel de felinare aici și colo pe toată lungimea coastei. Numești aceste chestii micuțe felinare? Nu mi-aș fi dat seama niciodată! Și ce zici dacă fac asta? Și acum o să fac și asta? Ce vă spune Monsieur Samuel? Reflexiile acelea pe apă sunt minunate! Îți mulțumesc, domnule mare critic de artă! Hai să luminăm barca! Bun! Și acum vom desena reflexiile ei în apă! Oh, super! Hai să continuăm! Oh, cine a terminat asta? Un adevărat maestru nu poate sta departe de pensule și vopsele! Oh, mulțumesc! Mai trebuie doar să adaug câteva detalii aici! Observați că Sue lucrează acum cu altă culoare? Atunci dați un like! Și ultimele retușuri! Hop, hop! Hai să desenăm câteva chestii de-astea jos pe dig! Și vom mai adăuga câteva aici, pe acoperișurile caselor! Acoperișul clădirii mele? Nu, ea e frumoasă așa cum e. Bun. Gata. Și eu fac ultimele retușuri, deci în curând ne vom putea admira tabloul.
Următorul lot este tabloul zgârie-norii lui Sam. Eu ofer 200 de euro. 200! Grozav! Cine oferă mai mult? Sunt aici! 235! 235, zice doamna în pulover! 235 odată! 235! Harry, iar? De câte ori trebuie să te rog să nu te mai atingi de lucrurile mele? Pardon! Lucrurile tale? Îmi vând clădirea zgârie-nori! Acest tablou va sta în camera mea. Se sortează cu interiorul. Prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru! Abia aștept să ne revedem! Pe curând! Și nu uitați să apăsați clopoțelul! Deci, șervețelul poate fi o pălărie. Trebuie să notez asta. Ce-i ăla? Stai să văd. Bingo! Un șervețel mototolit. Ce se întâmplă? De ce arunci cu șervețele? Hei! Fiu, nu mă deranja, sunt foarte ocupat. Serios? Ocupat cu ce? Prietenul meu din Pibidabo m-a rugat să-i trimit un obiect neobișnuit și să-i descriu cum să-l folosească. Și ai ales șervețelele, dar de ce? N-a văzut niciodată unul, dar nu pot să-i spun că se folosesc doar ca să ștergi chestii. Am descoperit deja că poți să le porți pe post de pălărie sau să faci bulgări de zăpadă și să te șoci. Aha, ai notat și să pictezi? Să pictezi, cum așa? Poți să pictezi un tablou cu ajutorul șervețelelor? Poți chiar să îl prezinți prietenului tău mai târziu. Să mergem, îți arăt eu. Trebuie să văd asta! Salutare, prieteni! Astăzi vom picta un tablou folosind șervețele de hârtie. Trebuie doar să decidem pe ce să-l facem. O foaie de hârtie e ceva prea simplu. Am mai făcut asta de multe ori, deci clar nu merge. Siu, lasă foaia aia în pace! Am nevoie de ea pentru un alt proiect! Ok! Folie de aluminiu? O variantă interesantă, dar tot nu. Folia de aluminiu e prea rigidă pentru șervețele. Super! Siu, dă-mi aia! O să fac o minge din ea și o să joc fotbal! Și o să sun și pe Roger! Material textil? Poate! Data viitoare sigur o să facem ceva din el! Siu, nu ești ușor de mulțumit! O să iau materialul ăla ca să facă... o haină pentru mine! Uite ce ne trebuie! Materialul și dimensiunea sunt potrivite! Varianta perfectă! Stai să văd! Mai! Nimic nu se poate face fără aprobarea mea! Arată bine! Între timp, eu o să continui pregătirile! Trebuie să alegem culorile, dar sunt atât de multe! O să aleg eu totul! Facem un tablou pentru prietenul meu până la urmă? Nu te contrazic! Ne trebuie 10 culori! Alege-le, iar eu o să aștept! Uite una! Prind-o! Hei, Sammy, ai grijă! Am prins vopseaua asta, dar nu le mai arunca! Sammy! Am ales toate culorile potrivite! O să le folosim pe toate! Nu plănuiam să mă antrenez azi, cu atât mai puțin să fiu portar! Sfinte macaruz! Aproape că uitasem! Avem nevoie de vopsea aurie! Ok, avem culorile, așa că acum trebuie să pregătim pensulele! Nu putem să mototolim șervețelele și să le plimbăm pe pânză! Nu merge așa! Nu știu cum o să le folosești pe astea, dar mi-am făcut o coroană! De acum înainte spunem regele Sam! Și acum trebuie să pregătim pânza! Baza obișnuită nu merge! Dar am o rețetă pentru substanța mea specială de acoperit pânzele! Siu, ai uitat de bețișorul pentru amestecat! Doar nu o să-ți folosești degetul, nu? Normal că nu! Mersi, Sammy! O să fie mult mai comod cu bețișorul! Așa! Voiam să încerc să fac eu asta! Ce vrei să spui? Vreau să fac o poțiune de dragoste! Vreau să mă adore toți oamenii din lume! Sammy, toată lumea te iubește! Dragilor, dați-i lui Sammy un like! Și ce-am obținut aici? Ha? Acum trebuie să acoperim pânza cu substanța asta! Poftim! Ia un cuțit pentru paletă! O să-ți fie mai ușor să întinzi baza cu el! Chiar ești un geniu versat al instrumentelor de pictură! Cu un cuțit pentru paletă aplicăm de obicei vopselele acrilice și îndepărtăm excesul. Apropo de vopsea, cred că e timpul să o aplic. Să aduc șervețelele. Nu te grăbi. Mai întâi trebuie să finalizăm pregătirea pânzei. Grozav! Atunci o să fac ceva secret. Dragilor, hai să uscăm baza nițel. Cred că ajunge. Și acum e timpul să trecem la etapa următoare.
În sfârșit putem să ne apucăm de pictat! Am stabilit că desenăm cu șervețelele, nu cu o pensulă! I promise you! Sammy, calmează-te! O să marchez doar unde o să fie plasată pana păsării! Pana? Ce pană? Ce pasăre? Nu pricep! O să vezi! Nu vorbim, Dodi! Spune-mi! Vom desena o pană magnifică a unei păsări fabuloase! Dar mai întâi hai să ne distrăm puțin! Am pregătit asta! Ești sigură? Dacă explodează vopseaua, o să stropească totul în jur! Nu o să explodeze nimic! Doar pun puțin silicon în vopsea! Fiu mai speriat! De ce experimentele sunt specialitatea mea? Data viitoare o să fii tu chimistul! Fiu, cât pictăm? Abia aștept! Așa o să conturăm poziția penei! În sfârșit ia prima culoare! Și acum putem picta! Fiu, vreau și eu să particip! Dă vopseaua, te rog! Mă bucur ajutorul tău! Alege vopseaua și fă ca mine! Aleg verdele închis! Așa! E ca și cum ai face picturi din rășină epoxidică, nu-i așa? O să fie super distractiv! Exact! Am lucrat deja cu rășină! Urmăriți clipul pe canal! Ar trebui să mai facem asta! Urmează rozul! Ia uite ce am eu aici! Ce culoare frumoasă, Sammy! Apropo, ne-au mai rămas doar două culori! Punem un pic de albastru! Siu! Uite marele meu secret! Am făcut șervețelele verzi! Super! Trebuie să le umezim cu un pic de apă! Întindem ușurel vopseaua ca și cum am înfoia o pană! Exact! Încetişor și cu grijă! Nu aveți de ce să vă grăbiți! Siu, dar ar trebui să o întinzi în apele direcții! Sau pana o să fie strâmbă! Cu șervețelele astea, cele cu model la capăt, nu le folosim? Ba, sigur că da, ca să modelăm vârfurile! Acum e momentul să folosim șervețelul ăsta! Îmi place mult cum iese! Wow, de unde ai învățat asta? Am inventat-o eu! Glumesc! I-am văzut pe alții făcând picturi așa! E mai vizibilă de aici! Siu, mă poți ajuta? Poate te cațeri pe lanț? Nu! O să desenăm cu el mijlocul penei! Priviți cu atenție! Și suntem aproape gata! Hai să trecem la următoarea etapă! Deci, vopseaua e complet uscată acum. Putem continua să transformăm asta într-o capodoperă. Mai trebuie doar să adăugăm câteva detalii folosind aceasta. N-ai folosit doar șervețelele, ci și o pensulă! Mă predau! M-ai prins! Dar, în apărarea mea, pictura asta a fost făcută în mare parte cu șervețele. Și acum o să folosesc pensula ca să conturez mai bine miezul penei. Lasă un specialist să verifice detaliile. Cred că trebuie să adăugăm un pic de vopsea aici și acolo. De acord! Acum o să adaug niște culoare. Așa! Grozav! O să-i scriu o scrisoare prietenului meu și o să-i spun cum să folosesc șervețelele pentru pictură! Și eu o să termin tabloul. Vrei să-i dai prietenului tău, nu? Hai să-l dăm cu lac ca vopselele să rămână strălucitoare! Pot să fac asta? Nu, Sammy! Trebuie să fii foarte atent cu lacul și trebuie să lucrezi foarte rapid! Am o viteză de neegalat! Dar dacă vrei să o faci tu, îți dau eu startul! 1, 2, 3, haide! Ai expirat timpul! Lasă pensula jos și nu atinge tabloul! Ok! Nici nu aveam de gând!
trebuie să așteptăm să se usuce totul. Nu înțeleg de ce trebuie să folosim lacul. Conform cercetării mele amănunțite, vopselele acrilice nu trebuie să fie date cu lac. De ce am făcut asta? Ei bine, am făcut-o ca să strălucească tabloul. Înțeleg, colega. Ok, Siu, ce urmează? Acum e timpul să curățăm totul. Ne-au mai rămas câteva șervețele. Ah, șervețelele astea cu model? Dă-mi-le! O să-i le trimit prietenului meu. Ah, bine! Merci, Siu, ești cea mai bună prietenă. Nu aș fi reușit fără tine. Probabil. Hai să vedem dacă s-a uscat totul. Da! Iar acum vreau să am o amintire cu tabloul ăsta. Revin imediat! Cred că a fost o poză grozavă. Prietenul tău o să fie foarte încântat de un astfel de cadou. Am făcut o treabă grozavă. Sfinte plăcinte, ai avut dreptate! Șervețelele sunt un instrument de pictură minunat! Ok, nimic nu pare potrivit. Of, Sam, am nevoie de ajutorul tău. Eu m-am răzgândit, nu vreau să dau tabloul ăsta. Ok, ok, păstrează tu tabloul. Și doar explică-i prietenului tău cum să-l facă. O să-i scriu chiar acum. Deci, șervețelele, taie-le în pătrate. Și fă să plouă. Hei, chiar a fost distractiv. Deci, prieteni, vă plac și vouă picturile noastre la fel de mult cum ne plac nouă? Atunci dați-ne un like. Nu uitați să vă abonați. Urmăriți-ne în continuare! Pa! Pa, pa!